O bijuterie din centrul Aradului a fost ținta unui jaf în plină noapte. Hoții sunt profesioniști pentru că au reușit să fure o cantitate mare de bijuterii într-un timp record. Autoritățile fac eforturi pentru prinderea hoților. Un punct de colectare a deșeurilor provenite de la medicamentele expirate sau neutilizate funcționează începând de astăzi în incinta sediului central al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Acesta va fi deschis în fiecare zi de miercuri între orele 9 și 11. Semifinala concursului național de planuri de afaceri pentru liceeni, Maratonul pentru educație antreprenorială, a avut loc astăzi la Palatul Cultural Arad. Maratonul se desfășoară în 20 de județe, iar marea finală va avea loc pe 23 mai la București. Într-un incident șocant, o bijuterie din centrul Aradului a fost ținta unui jaf în plină noapte. Într-un interval de timp incredibil de scurt, doi indivizi au spart vitrina securizată a magazinului și au reușit să fure bijuterii din aur în valoare de 10.000 de lei. Până în prezent, hoții nu au fost capturați. Jaful a avut loc în jurul orei 2 în această dimineață. Bijuteria de lux este echipată cu sisteme de alarmă și vitrine securizate cu senzori de mișcare. Cu toate acestea, cei doi hoți cu glugi pe cap au reușit să comită fapta până la sosirea echipelor de intervenție de la firma de pază. Folosind o rangă, au spart vitrina și au furat rapid tot ceea ce au putut, inele, lanțuri, brățări. Paguba este estimată la aproximativ 70.000 de lei. A fost constituită o echipă operativă extinsă, formată din polițiști de investigații criminale, proximitate și ordine publică, care efectuează verificări în vederea identificării cu celeritate a persoanelor responsabile și tragerea acestora la răspundere penală. Cercetările sunt continuate într-un dosar penal, întocmit pentru furt calificat. Nu, pe dar ce te mai pus să aștepta, dragă? Spargă ăștia bancomate, spargă și apucă Dumnezeu cu... N-am știut. Păi n-ar aduce posibil. Adică? Orice. De la poliție până la doctor, până la furt, până la spargeri. Da, ciudat. Ce pot să zic? Astea-s vremurile care le trăim acum. Un pic mai violente și lumea ia riscuri mai multe decât înainte, așa că ce poți să zic? Nu mai poți să ai nicio părere, nici bună, nici rea. Trăim într-o lume nebună. Groaznică. Ne auzim. Proprietarii bijuteriei au refuzat să facă orice declarație. Medicamentele expirate vor putea fi predate de cetățeni la punctul de colectare special care va fi deschis din 15 mai la sediul central al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Spitalul a informat că pune la dispoziția cetățenilor un punct de colectare a deșeurilor provenite de la medicamentele expirate sau neutilizate. Punctul de colectare va fi funcțional în incinta sediului central al SCJU Arad, din strada Andrei Nicaroli, numărul 24, lângă serviciul tehnic administrativ și va fi deschis cetățenilor în fiecare zi de miercuri, între orele 9 și 11. La punctul de colectare nu vor putea fi predate medicamentele care au fost eliberate pe bază de rețete cu regim special, precum cele din categoriile psihotropelor și stupefiantelor. Până acum, arădenii care dețineau medicamente expirate sau deșeuri medicale le puteau preda farmaciilor. Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, sucursala Arad, a organizat semifinala concursului de planuri de afaceri Maratonul pentru Educație Antreprenorială. Filarmonica din Arad a găzduit cea de-a doua ediție a primului maraton pentru liceeni, centrat pe descoperirea vocației și dezvoltarea spiritului antreprenorial. Anul acesta, CONAF, sucursala Arad, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, a organizat ore de educație antreprenorială în 8 licee. Pentru aproape 500 de elevi. Vor fi desemnați primii 3 câștigători. Aceștia 3 vor pleca la București la finala mare, unde vor concura cu alte 76 de echipe din țară. Anul acesta a fost o efervescență. Mulțumesc și doamnelor antreprenori care au susținut cursuri de educație antreprenorială în aceste 8 licee. Am reușit ca un număr de 468 de elevi să participe la aceste cursuri. Au învățat despre ce înseamnă educația antreprenorială sănătoasă, despre ceea ce ar trebui să facă fiecare antreprenor și, bineînțeles, unii au început să se gândească la ideea că ar putea în viață să
își consolideze această vocație și de ce nu să-și înființeze propriile afaceri. Am reușit într-o lună și jumătate să facem toate aceste cursuri. Avem o echipă puternică formată din femei antreprenori care sunt foarte, foarte implicate în tot acest proces. Avem proiecte pe care ni le dorim să le organizăm pe perioadă îndelungată și avem un entuziasm, nu neapărat al începutului, pentru că doamnele care fac parte din CONAF Arad au o activitate antreprenorială de peste 20 de ani și și-au dorit foarte mult să împărtășească din, nu doar din ceea ce fac, ci și din ceea ce sunt. Anul acesta, Maratonul pentru Educație Antreprenorială se desfășoară în mai multe județe din țară, urmând ca marea finală să fie organizată pe 23 mai la București. Să știți că, deși titlul este Maratonul pentru Educație Antreprenorială, nu vrem să-i facem pe toți antreprenori. Scopul acestui proiect este pur vocațional și pentru că termenul acesta de vocație este puțin nou în mediul acesta al ecosistemului antreprenorial, o să traduc așa pe românește și o să vă spun în felul următor. Ne dorim ca toți cei care astăzi sunt pe băncile liceului să-și găsească drumul și să-și-l găsească în acest ecosistem pe care noi l-am creat de coagulare de forțe, adică profesori, părinți, antreprenori. Îi învățăm să creeze echipe, să lucreze în echipe, să-și descopere pasiunea, să exploateze pasiunea lor într-un proiect, astfel încât să vadă ce ar însemna, de fapt este un exercițiu pe care noi îi facem cu tinerii, să-și dea seama dacă își doresc să fie medici sau își doresc să fie, nu știu, electricieni sau își doresc să fie antreprenori și așa mai departe. Pentru că România are nevoie de această punte între sistemul educațional și tot ceea ce înseamnă mediul de afaceri. Mai mult decât atât, pe lângă descoperirea vocației, vorbim și de o responsabilizare a mediului de afaceri. Cu alte cuvinte, îi provocăm pe cei care au astăzi toate vechi în antreprenoriat, sau nu neapărat, dar care au devenit antreprenori de succes, în sensul că n-au dat încă faliment, da? Să se implice și să-i ajute pe cei care astăzi sunt pe băncile liceului și să facă acel transfer de informație. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, Consiliul Județean Arad, Primăria Municipiului Arad, Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad și Cetatea Voluntarilor. Batalionul 191 Infanterie Colonel Radu Golescu din Arad își mărește echipa. Dacă ești interesat de o carieră militară și ai vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, ai cetățenie română, ești absolvent al primilor 2 ani de studiu de învățământ liceal, un cazier curat, nu faci parte din partide politice, atunci ești așteptat în familia leilor arădeni. Detalii suplimentare pot fi obținute de la sediul Batalionului 191 Infanterie Colonel Radu Golescu din Arad, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 8 și 16 sau la numărul de telefon 0257 280 700. Inspectoratul pentru situații de urgență Vasile Goldiș al județului Arad face angajări din sursă externă. La nivelul instituției noastre a început procedura de recrutare prin încadrare directă pentru două posturi, după cum urmează. Un post de ofițer specialist 2 în cadrul inspecției de prevenire, compartimentul control și activități preventive și un post de subofițer tehnic principal în cadrul serviciului logistic al compartimentului intendență. Detalii privind înscrierea, procesul de recrutare și susținerea concursului se găsesc pe portalul Hub de Servicii Publice hub.mai.gov.ro la secțiunea Carieră MAI. Totodată, pentru orice nelămurire legată de participarea la concurs sau la întocmirea documentelor, vă îndrumăm să apelați numărul de telefon 0755 112305 de luni până vineri, între orele 8 și 14. Arădenii care doresc să se angajeze sunt așteptați vineri pe 17 mai, începând cu ora 9 la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Este o bursă generală a locurilor de muncă, organizată în toată țara, care se adresează nu numai persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, ci și celor care doresc să se reorienteze profesional. Marinel Henteș, directorul executiv al AJOFM Arad, spune că se dorește creșterea gradului de ocupare prin corelarea cererii cu oferta de locuri de muncă, prin mediere directă.
interacțiunea dintre angajatori și solicitanți. Aceștia vor afla detalii și despre cursurile care se vor organiza în acest an, precum și alte servicii de stimulare a ocupării de care pot beneficia gratuit. Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării Bogdan Ivan a declarat recent că primele servicii funcționale ale aplicației unice a statului vor fi disponibile la începutul lui 2025. Ministrul mai spune că orice român va putea să solicite datele la final de an sau trimestrial, să vadă care sunt instituțiile care au accesat datele personale ale cetățeanului, în ce perioadă și cu ce scop. Principiul folosit la cloudul guvernamental va fi acela de jurnalizare a fiecare acțiuni pe care, la nivel tehnic, o întreprind instituțiile statului pentru a consulta datele personale ale unui cetățean român. Prezent anterior la Arad, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării a explicat cum va funcționa aplicația. Urmează ca până, sper, la finalul anului, dacă toate se vor derula conform calendarului, să avem acea aplicație unică în care fiecare român să aibă în format digital și permisul, și pașaportul, și buletinul, și actele de studii, să fie asociat și cu cardul bancar al fiecărui om, urmând ca în clipa în care ai nevoie să-ți reînnoiești o vinietă, ai nevoie să-ți reînnoiești permisul, pașaportul sau buletinul, să primești o notificare direct pe telefon că în 30 de zile îți va expira respectivul document și să fii întrebat dacă vrei să reînnoiești sau nu. Dacă îți dorești să reînnoiești, apeși da. Sunt precompletate datele tale, pentru că statul deja are datele tale în baza de date. Te uiți dacă ți-ai schimbat adresa între timp, în ultimii 10 ani. O corectezi și alegi doar data și ora în care mergi să faci poza pentru permis, buletin sau pașaport. Viitoarea aplicație unică a statului, care va fi disponibilă ca un portofel electronic pe telefon, va cuprinde și buletinul. În martie, autoritățile estimau că va mai dura câteva luni până ce buletinul electronic va fi disponibil și în restul țării, după proiectul pilot de la Cluj, unde s-au emis câteva mii de buletine electronice. Complexul Muzeal Arad, în colaborare cu Art Safari, a organizat un nou eveniment de anvergură națională la Muzeul de Artă Arad, dedicat unuia dintre cei mai importanți pictori români, Nicolae Grigorescu. Expoziția aniversară este deschisă la Arad în perioada 14 mai-16 iunie și reprezintă o nouă colaborare între Muzeul Arădean și Art Safari, cel mai mare organizator de expoziții din Europa de Est. Completează microcolecția de lucrări Grigorescu aflate în patrimoniul instituției noastre. Astfel încât, în colaborare cu Art Safari, cu Muzeul Național Bruckenthal și cu Muzeul de Artă din Constanța, am reușit să aducem la Arad 37 de lucrări pictate de Grigorescu în anumite etape ale vieții sale. Sunt punctate cele mai importante teme și subiecte din creația sa, de la carele cu boi, la țărâncuțe, la portrete, la naturi moarte. Ce este iarăși important în expoziția aniversară, că am adus la Arad lucrări din colecții private, lucrări care se văd mai puțin. Colecționarii, cei mai mulți dintre ei, își păstrează lucrările achiziționate în intimitatea locuinței. Dar sunt, iată, și colecționari care au înțeles să împrumute aceste lucrări celor de la Art Safari și astfel avem privilegiu să le vedem la Arad timp de o lună. Cea de-a doua colaborare cu Complexul Muzeal Arad a fost una excelentă. De altfel, invităm să vedeți pentru a vedea rezultatele, care sunt absolut remarcabile. Această expoziție marchează ziua aniversară a lui Nicolae Grigorescu, care se sărbătorește pe 15 mai. Această expoziție picturală cuprinde practic parcursul artistic al lui Nicolae Grigorescu, pentru că există multe subiecte pe care acesta le-a abordat într-o manieră specifică lui, cum ar fi portretele de țărâncuțe, care sunt foarte atent realizate și în care se vede acest spirit rural surprins de către acesta, peisajele foarte fin realizate, scenele de gen, nu mai zic, și desigur carele cu boi care intră în scenele de gen. O pictură deosebită ar fi Țărâncuțele la fântână, care este fără îndoială una dintre cele mai frumoase picturi într-o colecție privată și de asemenea și record de piață. Grigorescu a fost un artist complet și complex, cu
o creație vastă, cu impact la nivel european. Lucrările sale transcend granițele naționale, contribuind la afirmarea artei românești pe scena internațională. Expoziția constituie o oportunitate de a descoperi aspecte mai puțin cunoscute ale creației celebrului pictor. Tablourile lui nu le-am mai văzut în realitate, de-aia mi s-a părut o ocazie specială la noi în Arad să vedem tablourile în sine pe viu. Cum se face, te impresionează la artist? Grigorescu în sine are o tușă foarte specială și e unul dintre cei mai importanți pictori ai României. Ca tineri, cel puțin în cercul meu de prieteni, noi avem asemenea activități și cumva suntem pasionați de asta. Noi venim din la liceu de arte și de la facultăți de arte și cumva e important ca atenția tinerilor să meargă și în această direcție. Mi se pare un lucru foarte important să aducem artea mult mai aproape de tineri, mult mai la îndemână și pentru că tinerii, noi suntem viitorul țării, noi trebuie să fim cât mai culturalizați, să avem cât mai multe informații ca să putem să fim viitorul țării și e o expoziție superbă. Cred că e prima dată când am văzut atât de multe lucrări de-a lui Grigorescu împreună într-o singură expoziție. Expoziția de astăzi este foarte impresionantă. S-au adus multe lucrări care sunt piese de rezistență ale artistului, care până la urmă sunt foarte importante să le cunoaștem. Toată lumea cunoaște o lucrare, poate a lui Două, Carol cu Boi și așa. Și este foarte important să ne lărgim cunoștințele în legătură cu artiștii români, mai ales că nu îi valorificăm așa de mult precum ar trebui. Cum vezi tu ca tânăr arta și cultura în general? Cât de importantă e pentru dezvoltarea? Pentru a putea să înțelegem arta și să o iubim, trebuie să ne documentăm cât mai mult, trebuie să mergem la muzee, trebuie să citim. Numai așa putem să apreciem viitorii artiști. În cadrul vernisajului, mezzo-soprana Mihaela Ișpan, artist liric al Operei Naționale București, a susținut un recital de arii din opere. Programul de vizitare a expoziției la Muzeul de Artă Arad pe strada Gheorghe Popa de Teiuș, numerele 24, etaj 2, este de marți și până vineri, de la 9 la 17, iar sâmbătă și duminică, între orele 10 și 18. Iubitorii de artă vor avea acces gratuit la expoziție, în cadrul evenimentului Noaptea Europeană a Muzeelor, de sâmbătă după amiază și până noaptea, după ora 12. Evenimentul este realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Arad. Județul Arad se numără printre finaliști la categoria Cea mai bună campanie de promovare în cea mai importantă competiție pentru destinații turistice din România, Destinația Anului. În 2024, categoriile deschise localităților sau regiunilor includ orașe care inspiră, regiuni ecoturistice sau sate de poveste. 10 finaliste din fiecare categorie au fost preselectate de un juriu format din peste 100 de experți. Dintre acestea, destinațiile câștigătoare vor fi selectate prin 3 criterii: un vot al juriului, un vot al publicului pe www.destinațiaanului.ro și o cercetare sociologică reprezentativă național. Județul Arad este finalist în categoria Cea mai bună campanie de promovare. Această categorie va primi puncte exclusiv din partea juriului, nu și din partea publicului. Turul virtual al județului Arad cuprinde 55 de obiective turistice fotografiate 3D, din dronă unde este posibil, dar și de la sol. Turul virtual poate fi accesat de pe orice dispozitiv pe site-ul www.vizitarad.ro, dar cel mai spectaculos se poate viziona prin ochelarii de realitate virtuală. Turul virtual prin intermediul ochelarilor VR a fost punctul de atracție al standului județului Arad, la târgurile la care Consiliul Județean Arad, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, a participat atât local, cât și național sau internațional. G!
King's Cross, Crossul Regelui, eveniment sportiv dedicat pasionaților de mountain bike și alergare, organizat de EcoStaff România în parteneriat cu Primăria Comunei Petriș, va avea loc în zilele de 25 și 26 mai. Vă puteți înscrie până vineri, pe 24 mai, la ora 12, online sau la fața locului, în limita locurilor disponibile, accesând linkul de înscriere de pe site-ul evenimentului. Sâmbătă, pe 25 mai, cicliștii sunt invitați să exploreze un traseu de 45,5 km, cu aproximativ 1000 de metri diferență de nivel, ce începe și se încheie la Petriș. Traseul trece prin spectaculoasele drumuri forestiere din Munții Zărandului și include puncte de interes precum vârfurile Iarăș, Cucuietu, Tufar și Omeag. Duminică, 26 mai, alergătorii pot alege între două trasee, unul de 6 km și altul de 12, ambele oferind urcări și coborâri solicitante, teren variat și peisaje pitorești din zona dealurilor. Pentru mai multe informații și detalii despre eveniment, puteți accesa site-ul oficial sau pagina de Facebook. Violența domestică, un concept pentru unii intangibil, însă pentru alții prea apăsător. Hamas este un film regizat de arădeanul Ovidiu Noghi și, de fapt, mai mult decât un film. Este o poveste reală, poate prea reală pentru mulți dintre noi. Filmul spune povestea unui copil timid care, din cauza certurilor și bătăilor la care a asistat, dezvoltă un tic nervos și un pumn generos de traume. El fuge de acasă, lăsând cu regret în urmă o mamă abuzată, pe care apoi, atunci când revine la casa părintească, nu o mai găsește. Un film despre traume și speranțe, iubire și angoasă, despre adevăr și maliție, pace și violență. Arădenii sunt invitați să ia parte la această poveste, joi 16 mai, la Cinema Arta, nu doar cu o simplă vizionare în premiera lungmetrajului, ci și cu o dezbatere, o sesiune de Q&A cu privire la subiectul pe care îl abordează filmul. Seara va debuta la ora 18, cu o sesiune de interviuri și poze, iar de la ora 19 are loc proiecția filmului, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri. Echipa are în plan și o campanie de conștientizare la nivel național. Se amplasează hoteluri pentru insecte și se fac grădini cu plante aromate în cartierul Michelaca. Organizatorii festivalului Particles îndeamnă arădenii să aprecieze frumusețea din jur și să conserve natura în mediul urban. Toate acestea prin cea de-a 6-a ediție a festivalului Particles, care va avea loc între 14 și 16 iunie. Asociația Citizenit și mai multe organizații sărbătoresc diversitatea culturală și creativitatea urbană în Parcul Michelaca. Tematica anului este între spații urbane și locuri naturale. În pregătirea spațiului, organizatorii au demarat activități de peisagistică și de amplasare a unor instalații non-invazive și sustenabile pe Marul Mureșului, în zona parcului. Printre ele se numără și lupe de observat insecte și frunze, mobilier pentru zone de relaxare și odihnă, hoteluri pentru insecte. De asemenea, se refac grădini cu plante aromatice inițiate la ediția de anul trecut a festivalului. Organizatorii spun că inițiativele de peisagistică sunt esențiale pentru evidențierea și protejarea mediului. Acestea îmbunătățesc aspectul estetic al spațiului, dar și educa rădenii. În acest sens, concursul de fotografie între spații urbane și locuri naturale, organizat în colaborare cu Fotoclub Pro Arad, este o modalitate de a încuraja oamenii să descopere natura. Festivalul Particle se adresează atât celor mici, cât și celor mari, preocupați de protejarea mediului înconjurător. Casa fotbalului a găzduit luni, 13 mai, tragerea la sorți prin care a fost stabilită ordinea disputării jocurilor de baraj pentru menținerea promovarea în Superliga. Astfel, FC Botoșani CS Mioveni se va juca pe 17 mai cu începere de la ora 20, iar returul va avea loc pe 24 mai. Dinamo Csíkszereda a fost programat pe 20 mai de la ora 20, iar manșa secundă de la Miercurea Ciuc se va disputa o săptămână mai târziu, pe 27 mai. Etapa cu numărul 9, penultima, a play-out-ului seriei 8 din Liga a 3-a se va disputa în această săptămână.
Primele două partide vor avea loc vineri de la ora 18. Gloria Lunca Teuz, Cermei, Progresul Pecica și Avântul Periam, Șoimilipova. Ultimul meci al rundei, CS Socodor ACB Ineu, se va juca sâmbătă, tot de la ora 18. Pecica e în continuare lider în clasament cu 49 de puncte, iar Lipova e pe poziția a doua cu 37. Cermeiul e pe locul 4 cu 21 de puncte, Socodorul pe 5 cu 17, iar Ineul pe 6 cu 9 puncte. Se va mai răci în următoarele zile. La noapte cerul va fi predominant noros. Temperaturile nu vor scădea sub 90 grade. Vântul va bate cu 12 km pe oră dinspre sud-est. Nu se anunță precipitații pe timpul nopții. Mâine se pare că vom avea parte de cer înnorat. Maximele termice vor atinge valori de 20-21 de grade. Vântul va bate dinspre sud-est și vom avea șanse slabe de precipitații.